Salutare tuturor, numele meu este Robert Florea și reprezint RFKinetics.ro Astăzi vom vorbi despre Fire Silviu și afirmațiile sale referitoare la slăbit și sport Am să încep prin a vă spune că eu personal sunt un mare fan Fire uh, Ba chiar mai mult, fiind un fan Fire, așa am descoperit aceste afirmații pe care le-a făcut uh, într-unul dintre live-uri uh, Sunt de părere că acesta este unul dintre puținele momente în care într-adevăr Fire a greșit și a greșit în totalitate, adică chiar a dat-o, a dat-o de perete în adevăratul sens al cuvântului și o să vedeți mai departe cum și de ce a dat-o de perete. Și am să vă argumentez desigur prin literatură de specialitate, studii și prin cunoștințele pe care le am eu din domeniu. Mulți dintre cei care vă veți uita la acest video sunteți probabil fanii lui Fire și nu știți despre cine este vorba. Eu sunt nutriționist, acreditat internațional ISA, dublu campion mondial în culturism, antrenor de 7 ani de zile și kinetoterapeut de 5 ani de zile, specialist în recuperare și reeducare neuromotorie. Deci nu sunt un neica ca nimeni de pe stradă care s-a apucat să nu sunt chifoi care s-a apucat să vorbească despre AI și Bitcoin. Și aici, aici se termină intro. Dacă sunteți oameni uh, slabi sau care aveți uh, kilograme, nu știu, în limita a ce considerați voi că e bine, eu recomand să, să intrați într-un. într-un superficial asupra uh, conceptului de uh, oameni grași și de a te îngrășa și de whatever. Pentru că de cele mai multe ori sunt căcaturi din copilărie, da? Cum te-am învățat ai tăi să mănânci? Să nu lași nimic în farfurie. Da, e perfect corect. Adică suntem învățați să mâncăm tot ce e în farfurie, suntem învățați să mâncăm tot felul de combinații alimentare extrem de ciudate, unde într-adevăr nu e relevant ce combini și per total contează ce mănânci și cât mănânci, pentru că pe partea de calitatea dietei, într-adevăr vorbim despre macro și de micronutrienți și de cantitatea de kilocalorii totală pe care o mâncăm. Noi nu suntem învățați din copilărie sau din școală sau din liceu cu privire la nimic ce ține de nutriție, adică nu facem educație nutrițională, nu vine nimeni și îți spune cum ar trebui să mănânci. Părinții tăi au fost învățați de bunici, bunici au fost învățați de străbunici și tot așa. Ei vorbim foarte mult de ce este dat prin viu, grai, într-o oarecare măsură și nu sunt de acord cu această parte cu la primul research superficial. La primul research superficial pe Google cu privire la nutriție, vei găsi cele mai mari rahaturi de pe planetă, cele mai mari bullshit cele mai multe scheme de marketing, cele mai multe diete care n-au nicio treabă cu nutriția adecvată. Deci, chestia asta nu prea funcționează aici din nefericire. Când vine vorba de nutriție, vorbim despre o știință exactă, nu vorbim despre ceva ce poți să găsești pe Google la primul research. Și e o industrie foarte înșelătoare, cea, și cea a nutriției, dar și cea a fitness -ului. Deci aveți foarte, foarte mare grijă de unde vă luați informația, pentru că e o tonă de informație cu privire la nutriție și cu privire la fitness, dar este foarte puțină informație de calitate pe internet. Să mănânci neapărat desert după cele trei feluri de mâncare în morții, mății, de viață, o căică de căcaturi care le iei direct de la părinți. Uh, metabolism pe care îl iei de multe ori de la părinți. Aici nu sunt deloc de acord. Adică metabolismul constă în totalitatea transformărilor pe care, le, uh, pe care le produce, pe care le face corpul pentru a funcționa, pentru a exista. Aici vorbim despre reacții chimice ce se produc la nivelul organismului. Metabolism lent sau metabolism rapid e un bullshit propagat de industria fitnessului E, e ceva foarte, foarte nebulos. Nu înseamnă nimic să ai un metabolism rapid, nu înseamnă nimic să ai un metabolism lent. În schimb, când vine vorba de arderi, într-adevăr, anumite persoane care sunt mai active vor arde mai multe kilocalorii și anumite persoane care sunt mai puțin active vor arde mai puține kilocalorii. Și raportul dintre asta și cât mâncăm, automat ne va ajuta să, ne va ajuta, în consecință, ne va uh, îngrășa. Acum, referitor la persoanele care au probleme hormonale, acestea sunt într-adevăr foarte puține. Mă refer, la, mă refer în mare parte la problemele cu tiroida. Acolo unde apar niște dereglări ale tiroidei, într-adevăr, este alterată rata metabolică bazală. Avem arderi și mai mici în anumite forme de dereglări hormonale. Dar acești oameni sunt foarte, foarte puțini. Nu, nu putem să ne raportăm la uh, mare majoritatea oamenilor doar din prisma faptului că există aceste patologii tu, eu, mă refer la tu, Fire, sau oamenii care se uită dintre voi, foarte, foarte puțin, cel mai probabil unul din 100, unul din 1000 vor avea probleme într-adevăr cu hormonii, astfel încât să se îngrașe pe fond hormonal. Dar să moștenești metabolismul este conceptual greșit. Nu există așa ceva. Într-adevăr, poți să moștenești patologia, ceea ce este total adevărat, dar atâta timp cât nu există acest fond patologic, nu, nu, se pune ce ai spus tu, adică nu e valabil. De exemplu, am metabolizat destul de prost, că părinții mei erau extrem de sedentari. Ce spuneam? Erau extrem de sedentari, dar aveau metabolismul prost și arderi slabe, arderi mici pentru că erau sedentari. Și tu ai arderi mici dacă ești sedentar. E o chestie logică din punctul de vedere al legilor termodinamicii. Sunt o cărcă de căcaturi care vin și pe cale genetică, sunt o de căcaturi pe care le, cum îi zice, le înveți prost sau whatever. Sunt atâtea căcaturi care poate să ci că unul în comentarii și dacă vomit la fiecare masă, zeu, 1000 IQ. Că sunt și oameni care gen n-au chef să facă sport în sensul de să meargă pe jos și să whatever, sure. La fel, iarăși, pe știință, sportul, va, iar începem conversația să și vin toți culturiști în chat. Pe știință? pe știință? sportul nu ajută atât de mult la slăbit. păi cum adică? Păi haideți să discutăm știința din spatele sportului. Haideți să vedem ce înseamnă sportul pentru sănătate. Bun, în primul și în primul rând, să zicem că vorbim despre tine, Fire, ok? Să vorbim strict despre metabolismul tău. Pe partea de arderi, metabolismul tău constă în patru elemente. Rata metabolică bazală, care constă în majoritatea kilocaloriilor pe care le folosește organismul pentru a exista, mă refer să funcționeze plămânii, organele interne, bla bla bla. Asta este primul. Al doilea este activitatea fizică inconștientă. Și acțiunile fizice inconștiente. Aici este vorba de mers, stat în picioare, gesticulat, clipit, chestii de genul ăsta. Al treilea lucru este exercițiul fizic. Cam în sens, orice exercițiu fizic facem, se încadrează în această categorie. Și al patrulea element, care este un element mai complex, într-adevăr, efectul termic al mâncării. Efectul termic al mâncării constă în câte kilocalorii trebuie să ardă organismul tău pentru a procesa macronutrienții pe partea de proteină va, va, va folosi 30% din kilocaloriile respective pentru a procesa proteina, pe partea de carbohidrate între 10 și 15%, iar pe partea de grăsime între 0 și 1%. Bun. Acestea patru sunt kilocaloriile pe care le ardem. OK, să zicem prin absurd că valoarea este ca să simplificăm totul 3000. Da? Pe cealaltă parte, a a balanței metabolice se află cantitatea de kilocalorii pe care le ingerăm, adică mâncarea. Super simplu. Dacă noi mâncăm 3000 de kilocalorii și acele patru elemente sunt echivalate cu 3000, înseamnă că suntem la menținere. Dacă avem acele kilocalorii arse 3000 și mâncăm 2700, vom slăbi. Dacă vom mânca mai mult, vom mânca 3300 de kilocalorii, ne vom îngrășa. Dar, într-adevăr, trebuie să țineți cont că aceste, aceste kilocalorii care sunt arse fluctuează foarte, foarte mult de la o zi la alta. Într-o zi o să fie 3000, într-o zi o să fie 2900, într-o zi 2500, depinde de activitatea voastră fizică, depinde de cât efort ați depus. Asta, clar, logic. Dar prin activitate fizică mă refer și la muncă. Pentru că nu o să arzi la fel de multe kilocalorii într-o zi în care nu muncești și nu faci sport, ca într-o zi în care ai fost și la muncă 8 ore și deși a antrenat o oră jumate. Acolo vorbim despre mult mai multe kilocalorii. Bun, și asta este long story short, metabolismul nostru și este unic într-adevăr, diferă de la persoană la persoană, dar din punct de vedere genetic nu fluctuează atât de mult. În schimb, fluctuează foarte, foarte mult din punctul de vedere al masei noastre totale. Câtă masă musculară avem, cât de grei suntem, cât de ușor suntem, ce vârstă avem, ce factori de mediu. Există într-adevăr mulți factori care fluctuează aici și influențează aceste patru elemente dar, pe total, ăsta este metabolismul. Cele patru menționate primele și kilocaloriile ingerate. Long story, very short. Într-adevăr, o altă chestie pe care vreau să o menționez aici, dar să nu, nu o să complic foarte mult, pot să mai apară în deficit foarte agresiv, adică când mâncăm foarte, foarte puțin raportat la câte ardere avem, niște adaptări metabolice. Adică organismul tău devine mai letargic, mai lent și începe să economisească energia. De exemplu, eu când sunt pregătit pentru concurs, dau un exemplu extrem, nu o să mai gesticulez atât de mult, nu o să fiu la fel de activ în timp ce vorbesc. În schimb, o să stau așa și o să vorbesc foarte lent și o să vă povestesc chestiile astea foarte liniștit pentru că vreau să economisesc energie. Acum, pe partea de știință, tu ai spus că sportul nu te va ajuta să slăbești. Bun, să zicem că ai menținerea la 3000 și ai 100 de kilograme. Și ai stat la 100 de kilograme o lună, 2, trei, zece, zece ani. Mulțumesc, Giulie. În momentul în care vei incorpora în rutina ta zilnică sport, deodată nu vei mai arde 3000 de kilocalorii, ci vei arde exact cantitatea de kilocalorii pe care o vei depune în timpul efortului în plus. Adică de la 3000 poți ajunge la 3500, poți ajunge la 3600 și automat asta înseamnă că vei fi într-un deficit de câte kilocalorii vei consuma pentru a face sportul. E imposibil din punctul de vedere al legilor termodinamicii, cărora ne supunem noi ca ființe umane să spui că sportul, nu ajută. E ca și când ai spune că, ești împotriva, că știința este împotriva legilor fizicii, nu are absolut nicio logică. Nu funcționează așa corpul uman. Sportul este cea mai bună intervenție pe care o poți face când vine vorba de slăbit. Într-adevăr, este cea mai bună de după nutriție. Pentru că nutriția poate să fie modulată mult mai ușor decât sportul. Și există foarte multe elemente ce influențează sportul. Dar dieta o poți influența mult mai ușor, este mult mai ușor de controlat. Dar cea mai bună intervenție de după nutriție o să fie etern sportul și o să fie etern sportul pentru că există nenumărate beneficii. Și haideți acum să ne uităm puțin la care ar fi beneficiile, care ar fi recomandările unor instituții de top la nivel global în momentul în care ai o anumită problemă. O să vorbesc despre cazurile mai extreme, pentru că mai extreme, despre cazurile extreme, pentru că am văzut că se intră și în această uh, discuție referitoare la uh, probleme hormonale, un genetic prost, bla bla bla. Bun, haideți să vedem ce au cei de, de la AHA de spus uh, despre asta. American Heart Association este cea mai mare instituție la nivel global când vine vorba de patologiile cardiovasculare. Best proven non-pharmacological intervention for prevention and treatment of hypertension. Hypertension fiind una, unul dintre factorii care vor facilita cel mai mult în mod negativ uh, dacă este hipertensiune. Uh, apariția patologiilor de rit cardiovascular. Okay? Și avem așa. Primul element, weight loss. O chestie clară. Al doilea, healthy diet. O chestie clară. După care avem lucruri referitoare la potasiu și, și sodiu și apoi avem așa. Physical activity. Aerobic, 90 între 90-150 de minute pe săptămână între 65 și 75% heart rate reserve, așa. Dynamic resistance, tot la fel, 90-150 de minute pe săptămână. 6 exerciții, 3 seturi per exercițiu, 10 repetiții per set. Și isometric resistance, adică exercițiu fizic cu rezistență în regim izometric, menținerea unei contracții. Bun, asta este cu privire la patologiile cardiovasculare. Dacă ai orice tip de patologie cardiovasculară, este clar că o să o ai pe un fond de obezitate, pentru că obezitatea este unul dintre principalele, principalele elemente ce vor influența bolile cardiovasculare. Din nou, dacă vrei să slăbești, cele mai bune lucruri pe care le poți face sunt acestea. Weight loss, healthy diet, reduced intake of dietary sodium, and enhanced intake of dietary potassium, physical activity and moderation in alcohol intake. Ok? Bun. Și acolo se află clar clar și sportul, care este dovedit științific că o să te ajute și pe partea de sănătate, dar incontestabil din punctul de vedere al legilor termodinamice te va ajuta și să slăbești. Nu ai cum să spui că științific nu este fondat uh, sportul. Nu există chestia asta. Este din nefericire absolut. Și din nou, Zis, sunt un mare fan, dar trebuie să accepti când ai greșit. Și asta este o greșeală pe care eu, sincer să fiu, aș fi trecut-o cu vederea, dar și-a luat un ban, și-a luat un tip, o să vedeți mai încolo, și mi s-a părut că l-ai tratat foarte dur. Așa, haideți să vedem acum pe partea de diabet. Din nou, o altă patologie la nivel global care se află în topuri, principalele două, două patologii la nivel global cele mai periculoase pentru sănătatea noastră sunt desigur diabetul și bolile cardiovasculare. Ele împreună formează sindromul metabolic. Așa. Și avem aici la American Diabetes Association Physical Activity. Just as 150 minutes per week of moderate intensity physical activity, such as brisk walking, showed beneficial effects in those with pre-diabetes. Bun, asta pe partea de mers, sport ușor. Dar, acum vorbim despre poate niște sporturi mai intense. Bun, hai să vedem ce are de spus această instituție cu privire la antrenamentul cu greutăți. In addition to aerobic activity, an exercise regimen designed to prevent diabetes may include resistance training. Și avem aici trei studii care vor confirma acest lucru. Pac, pac și pac, o să vi le arăt imediat și desigur o să vi le las în descriere. Deci pe total avem sportul ca o, ca una dintre cele mai bune intervenții pe care le poți face când vine vorba de două dintre cele mai periculoase patologii pentru ființa umană și cele mai des întâlnite. Asta este tot ce voiam să spun momentan, dar haideți să vedem ce mai are de spus, ce mai are de spus Fire. Nu există un om care merge la sală și culturist și whatever, care are minimul de cultură generală, care să nu poată să confirme chestia asta, importantă este dieta. I just did. Dieta, după cum ziceam, e o și e setată de alte căcaturi. Să nu mai vorbim de mâncat pe fond emoțional, de whatever. Se vede că Ești o persoană care nu se află pe latura asta de nutriție și pe latura asta de sport, se vede că nu înțelegi fiziologia efortului și că nu înțelegi fiziologie în general, dar nu e vina ta pentru că nu ești specialist în asta. Pur și simplu în acest moment a fost un caz în care ai făcut ceva ce fac oamenii pe care tu îi urăști cel mai mult în anumite industrie, de exemplu când se bagă chifoi pe toate mizeriile pe care se bagă înțelegerea, tu te-ai dus pe un cular care nu e al tău și ai făcut niște afirmații relativ absurde. Atunci să nu mai vorbim de mâncat pe fond de emoțional, de whatever. Deci asta cu uh, dute și aleargă pe bandă și mănâncă mai puțin, it doesn't work. Uh, o chestie pe care vreau să o menționez. Are din nou dreptate. Există și factori psihici care pot să influențeze dieta. Există mâncat pe, pe fond de emoțional, există patologii uh, de acest drit, de exemplu ortorexia, de exemplu anemia, bulimia. Există anumite lucruri care te pot afecta din punct de vedere psihic și în consecință să-ți afecteze și nutriția. Aici este perfect corect, ai perfectă dreptate, dar și aici există o știință și există chiar o ramură specială a nutriției pentru, pentru, acest aspect, se numește psihonutriție. Să întorc, pentru că suntem niște animale proaste care nu funcționează așa. Suntem niște animale proaste care sunt concepute să facă mișcare, din nefericire. Și sunt fix chestiile pe care le zic oamenii, oamenii slabi cu metabolism, cu metabolism bun. Pentru că orice om care ia în greutate Și care știe cum e să fie uh, Gras, grăsuț, va Renunță la asta pentru că știe că It's not that It's not that Uite, asta vine de la cineva care a avut și 91 de kilograme Și este clasat ca obez Din punctul de vedere al BMI-ului Adică la, greu, la înălțimea mea de 1.78-1.91 de kilograme Deja ești clasat spre început de obezitate Și de la o persoană care a fost și La 75 de kilograme Principalul lucru care m-a ajutat să modulez partea asta de nutriție, de nutriționare, de pus în greutate și de slăbit, a fost din nou, n-am să neg, nutriția. Dar alt lucru fără de care n-ar fi fost posibil să-mi adaptez nutriția a fost sportul. Pentru că eu mulam nutriția și mulez nutriția în funcție de activitatea mea sportivă. Ăsta este cel mai bun lucru pe care îl poți face astfel încât să fii cât mai sănătos și să duci o viață cât mai bună. Și nu vorbim aici despre beneficii pe plan Fizic și atât. Vorbim și despre beneficii pe plan psihic, pe care am înțeles că le știi. Da, deci asta cu. este obezitatea o alegere, este fucking bullshit. Nu, nu este. Din nefericire, obezitatea este o alegere, dar e o alegere mai degrabă. nu știu, e un cumul de factori. În primul și în primul rând este lipsa de educație nutrițională. În al doilea rând este lipsa de conștientizare a faptului că activitatea fizică te ajută. Adică chiar tu, prin faptul că ai spus asta, de fapt, ai promovat obezitatea. Nu zic acum că promovează fire obezitatea sau bușituri de genul ăsta. Nu, sub nicio formă. Dar în momentul în care spui că sportul nu ajută, vor fi oameni care te urmăresc, care nu sunt educați cu privire la acest aspect, care vor spune, oh, a zis băiatul ăsta care de obicei zice lucruri bune, a zis că sportul nu ajută. Atunci o să mă concentrez pe dietă, poate o să țin niște intermitente fasting și poate doar, doar mă ajută, o să slăbesc. Mai bun, sportul este cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru voi. Punct. Punct. Nu există așa ceva. Și obezitatea poate să fie o alegere în momentul în care alegi să nu te duci cu privire la metabolism și cu privire la fiziologie și nutriție și în momentul în care știi că ai o problemă și alegi să nu faci ceva în legătură cu asta. Nu zice nimeni, știu că nutriționiștii sunt scumpi, știu că antrenorii sunt scumpi, dar în momentul în care vrei un produs de calitate trebuie să plătești din nefericire. În același timp există informația pe internet, dar și pe internet este o foarte mare problemă, nu există filtre, nu poți să știi care va da informație bună, care va da informație proastă. Sunt influenceri și oameni care te educă mai bine sau mai puțin bine, ca să fiu mai delicat. Dacă concluzia ta la oamenii cărași care nu pot sau nu vor să slăbească, e o, oh, ești leneș. Da, nu, nu, e, nu e asta. Sunt sigur că nu e asta. Principalul factor, sunt de părere că este cel pe care l-am menționat mai devreme, cel mai important, strict, lipsa de educație nutrițională. Adică, dacă am face așa ceva în școli, ar înțelege oamenii cum ar trebui să arate o masă corectă, ar înțelege oamenii ce înseamnă o menținere, ce înseamnă un surplus, ce înseamnă un deficit, și ar înțelege mult mai bine și latura asta de sport. Adică nu se pune problema. Pe noi pe partea de sport și pe partea de nutriție, din punctul de vedere al educației, este zero. Din această cauză nu prea mai avem sportivi pe plan internațional. Avem câțiva, nu zice nimeni că nu, dar în această cauză suntem foarte, foarte slabi pe latura de, de sport. Bine, nu prea are legătură cu subiectul. E mai mult o Okay. Dar sunt de acord. De vină nu este faptul că suntem leniști. Devină este lipsa de educație cum e în orice alt domeniu. Pentru că și tu vrei să răspândești, să faci awareness cu privire la alte subiecte și eu aș vrea să fac awareness cu privire la educația nutrițională, care mi se pare una dintre cele mai importante lucruri. Pentru că nutriția ne afectează viața în mod direct și ne afectează toată viața. Nimeni nu se pune problema să ne afecteze doar o perioadă. Asta nu contează. Important este să-și dea un om cu părerea. De exemplu, pa sportul și alimentația o okay ajută când am zis altceva, da, ajută. Deci, el zice că ajută. Acum. Dar inițial a zis că nu ajută. Nu? Sunt ce nebun? Un pic de contradicție, ajută, dacă Dar sportul nu te slăbește. Sportul te ajută pe mental. Sportul te poate ajuta dacă faci zi. Sesiuni de de cardio demente în care ai 600-700 de cardio. Îți dau un exemplu am început o pregătire pentru concurs. Aveam 88 de kilograme, a fost singura și prima pregătire pentru concurs pe care am făcut-o cu zero cardio. De la 88 de kilograme am ajuns la 74 în fix 4 luni. Just uh, sunt chiar doctori care spun, mi se pare că nu mai știu unde am văzut, am văzut la un doctor ăsta român, la Mihail. Oh, ai de cap. Hai de capul meu, hai să zic o chestie despre medicii din, din această industrie, să zicem așa. Medicii de pe TikTok nu sunt medici reali, reali în primul rând. Uh, bin, sunt medici reali, dar de foarte, foarte multe ori se duc și ei pe culoare pe care nu le stăpânesc. Un om care a făcut cardiologie sau chirurgie sau care a făcut ortopedie, bla bla bla, reumatologie, nu are nicio treabă cu nutriția. Dacă ai un doctorat în nutriție, bun, perfect, ești. Un specialist acreditat și justificat să vorbească despre nutriție. Vrei să vorbești despre nutriție? Trebuie să... Nu trebuie neapărat, pentru că orice informație dai, dacă e de calitate, poate să vină de la absolut oricine. Și de la cineva care nu e în nutriție, nu e nici în sport, nu e nimic. Deci contează în primul și în primul rând faptul că ai dat o informație de calitate. Nu contează neapărat că ești medic. Deci nu te gândi că dacă o spune un medic pe internet și are legătură cu corpul uman... Și este cu privire la nutriție, gata, din start e corect pentru că a zis-o medic. Sunt sigur că nu crezi asta, dar acum ai făcut-o să pară ca și când doctor Mihail chiar are o, o treabă cu, uh, cu nutriția, când de fapt nu are nicio treabă. Uh, sportul pentru oamenii extrem de gași uh, nu este foarte indicat pentru slăbit. Și din nou, nici cu sportul nu are nicio Pentru slăbit, pentru că îți face poftă de mâncare. Normal că îți face poftă de mâncare, pentru că dacă ai stat la menținere, și ai stat obez o viață și nu ți s-a modificat greutatea loc și deodată ai început să faci sport, te-ai dus în deficit, e normal să simți senzația de foame. Senzația de foame este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla în momentul în care slăbești. Trebuie să o balancezi într-adevăr, nu trebuie să -ți fie foame întotdeauna, nu trebuie să fie catabolic, nu trebuie să te duci la extrem să ții diete de alea de 1000 de kilocalorii pe zi, 1500 de kilocalorii pe zi, dar nu se pune problema ca senzația de foame să fie o problemă. Senzația de foame este un semn că slăbești. Este unul dintre cele mai bune semne că slăbești și în momentul în care știi să stăpânești senzația de foame și te, te uh, alimentezi adecvat pe partea de macro și de micronutrienți nu vei avea parte decât de succes când vine vorba de uh, acest obiectiv în a slăbi, de a slăbi. Și dacă îți faci poftă de mâncare mănânci mai mult ca om gras dacă vrei să slăbești ca om obez. Stați-vă și voi, citiți nu știu, uitați-vă la un documentar. Mă zgârie pe creier puțin, îl ascult, efectiv îl ascult ore întregi și îl ascult de drag dar mă zgârie pe creier cu câtă siguranță spune lucrurile pe care le spune acum, când nici măcar nu are acreditările necesare și nu stăpânește subiectul, adică să zicem prin absurd că găsești un studiu cretin pe internet, un studiu prost din punct de vedere procedural. Vezi că și aici pe partea de studii treaba este foarte delicată, contează foarte mult cum este făcut studiul, ce tip de studiu, ce fel de finanțare a avut studiul respectiv, ce conflicte de interese există, contează dacă este o meta-analiză, un review sistematic sau doar un simplu studiu, pentru că un simplu studiu nu este foarte relevant din punct de vedere al literaturii de specialitate, este doar o mică nuanță. În momentul în care vorbim despre o meta-analiză sau despre un review sistematic, atunci vorbim despre o informație despre care putem să spunem mult mai mai ușor că este aproape incontestabilă. Deși, chiar și aici, există o altă nuanță și mai importantă. Știința se schimbă. Poate o afirmație care acum 10 ani era uh, cerul e albastru, acum cerul e negru. În fine, înțelegeți ideea. Literatura de specialitate se schimbă și trebuie să înțelegeți în primul și în primul rând mecanistica prin care se face, se face un studiu. Nu cauzi pe Google un studiu uh, sportul cauzează foame? Da, o să cauzeze foame. Da, foamea dacă nu o stăpânești, o să îți inhibe procesul dar asta nu e lucru rău Deci bine, nu, nu e un lucru rău că îți cauzează foame nu are nicio logică din nou, puțin, puțin deranjant cât de sigur este pe el în condițiile în care nu stăpânește subiectul depinde de la persoană la persoană organismul e diferit față de fiecare da, de asta avem studii care gen, iau mai multe persoane și analizează mai multe persoane ca să poată să tragă o concluzie o paranteză ai un studiu ai un studiu făcut pe 25 de persoane. Ai un studiu făcut pe 100 de persoane. Într-o metaanaliză sunt incluse zeci de studii. Care e mai solidă? Metaanaliză sau studiu? Știi care este diferența între o metaanaliză și un studiu? Întreb, pentru un prieten. Nu te spăla pe mine. Ți-am zis, sunt fan, dar totuși. E relevantă pentru foarte multe persoane, vezi tu? De să gen avem oameni de știință care ajută să nu fie proști când trag concluzii. Și gen, când ai oameni de știință, ajungi la niște rezultate care gen nu sunt din mintea ta, gen ce ți-a bășit ție mintea. Corect. Niște rezultate făcute gen cu știința în spate, știi? Corect, corect, Care acoperă foarte mulți oameni, știi? Gen ajută să nu fie gen ce ți bășește mintea atunci un cea de Twitch. Așa ca idee. Ah ce îmi place cât de sigur ești pe tine. Zici că tu ești omul de știință. Hai ca anche să mă distrez. Zic cu, ce... Pantelimon zic, zic, 27. Acum studiile la care mă uit. Je suis Pantelimon 27. Ai belit-o Pantelimon? Prefer și dacă nu am dreptate, închid stream-ul acum. Zic cu ce m-am înșelat în declarațiile pe care le-am făcut. Dacă nu ai tu ban. Zic cu ce m-am... Hai să ne distrăm. Vezi, te-ai înșelat. Și ți-am demonstrat că te-ai înșelat. Așa că aș vrea să-i dai... O să vedeți că îi dă ban ce? Aș vrea să i dai an ban lui Pantelimon27 Pentru că te urmărea din 2021 ce, Zic cu ce, ce. Ce n-a fost corect din ce am spus Numește exact uh, Informația eronată pe care am dat-o Pan, așa mă gândeam și eu Automat un om de pe chat nu are Cunoștințele necesare Să se contrazică cu tine Pentru că orice ai zice tu o să-i spui, a, dar cine ești tu? A, dar cu ce argumentezi? A, și poate ar fi adus la un moment dat un studiu. Și dacă ar fi adus un studiu, ați fi fost în stare, voi sau el, să uh, vă dați seama dacă studiul era bun sau prost? Adică cu ce v-ar fi ajutat dacă el ar fi venit cu un studiu, de exemplu, care să spună asta? Pentru că cel mai probabil v ați fi bătut cap în cap cu niște afirmații pe care nu putea să le confirmați bătut în cuie. Îmi place asta, cât de sigur ești pe tine. Știi, știi care e problema la căcatul ăsta cu cât de sigur ești pe tine? Și care e problema la căcatul ăsta cu cât de sigur ești pe tine? Este efectiv projecting. Este efectiv projecting de la oameni... Da, și tu ai făcut asta. ...de la oameni care n-au disponibilitatea emoțională, intelectuală, whatever, să stea să caute niște informații despre lucrurile care îi afectează ce este fix reacția de om supărat pe faptul că cineva e deștept în fața lui pe un subiect. Că eu prost. O foarte multe zbire, eu prost fără grămadă. Și eu, și eu de, de, foarte multe ori când vorbești despre anumite lucruri, zic, a, uite mă, hai că pare că știi ce zice. Și sunt prost în subiectele alea și nu mă bag, știi? Da, mai știu niște căcaturi așa, superficiale, să ne înțelegem, că nu sunt un expert sau whatever. Dar mai știu căcaturi superficiale, că sunt din fire. Da, dar problema e că, deși ești conștient că nu știi mare lucru, într-adevăr ai fost foarte, foarte sigur pe tine și ai fost sigur pe tine din nefericire în foarte multe greșeli. Și uite, de exemplu, știu aceste căcaturi special și este fix reacția de om insecur și de om supărat că cineva este încrezător în sine. Eu de ce nu sunt încrezător în sine pe acest subiect? Eu de ce trebuie să ascult ce zice maica mea Efectiv, asta e. Nu este nimic altceva. Nu este nimic altceva, îmi pare rău. Dacă crezi că mănânc căcat, dacă crezi că mă înșel, spunem, băi, mănânci căcat cu X, uite aici, dovada că mănânci căcat cu X. S-a mai întâmplat și am zis, da, bă, am mâncat căcat, avem o informație mai veche sau whatever. Dar reacția asta este atât de supărătoare că denotă un, un, un nu știu, un anti-intelectualism de asta bășit, de om de elene să caute pe Google și să supără că altcineva a căutat pe Google. Că e oh, nu mai căutați pe Google chestii care țin de corpul uman. O să, zici, la prima patologie pe care o cauți pe Google, o să găsești că ai cancer. La primul simptom, la... am pulsul 160 la repau, nu, la efort. Să zicem, nu, no, e, e cancer, e cancer de, de, de unghie, Nu, nu mai căutați informațiile astea, căutați informațiile astea la oameni acreditați, ori la oameni de știință. Uitați, de exemplu, cu privire la nutriție, o să vă las pe ecran niște recomandări cu, de la niște oameni, bine, cu niște oameni de la care chiar și eu învăț, care sunt dublu campion mondial în culturism, care antrenez de atâta timp, am atâția clienți, am asemenea rezultate, chiar și eu învăț de la anumiți oameni care sunt net superiori mie. Și vă recomand cu privire la nutriție acești oameni, cu privire la culturism acești oameni și aveți încredere în mine. Mergeți pe mâna mea de această dată. Învățați de la oameni acreditați care spun chestii pe care le poți cuantifica în mod obiectiv ce ați făcut voi acum, ăsta a fost un terci. N-a fost niciun studiu și chiar dacă ar fi fost, n-ați fi știut să, să, spuneți care e chestia corectă, care e chestia proastă, care e take away din studiu, care este mecanistica. N-ați fi înțeles cum să faceți asta. Așadar, toată discuția asta a fost o, o chestie total inutilă. E da banul tipul ăsta. Nu mi se pare că e justificat deloc, pentru că omul chiar poate că el chiar știa că tu nu ai dreptate și n-a avut chef să se certe cu tine. Și chiar a făcut un lucru bun, pentru că nici nu te-a înjurat, nici nu a stat, acum, mamă, îi fac pl pledoarie lui Pantelimon 27. Dar în orice caz. Haideți să vedem ce are de spus mai departe. efectiv altceva nu e. Domne, ești atât de... Da, sunt sigur pe mine pentru că am citit informația de la oamenii de știință. Da, da, aia sunt sigur pe mine. Pentru că am încredere în oamenii de știință. Cine vrei să am încredere în Tai că mi un tac, Da, ce oameni de știință, eu sunt curios. acum chiar sunt curios. Că nu te-am văzut niciodată să vorbești despre partea asta de nutriție sau de partea asta de sport. Chiar sunt curios la ce oameni de știință te referi. Pentru că dacă o să spui că Mihail este doctor, că, Mihail este un de știință, mamă. Tai că mi un tac, cu cine vrei să am încredere dacă nu? La fel cum sunt oameni care au la fel de multă siguranță pe sine când dau tot felul de afirmații de alea auzite de la bunici. N-ai voie bun să mănânci ca actofi, că devii obez sau mănânci orice căcaturi. Da, Perfect, corect. Bun. asta e uh, adevărat. Hai gata. Uh, da. Hai gata, pauză. Oh. Mamă, l-am pus peste hainele de sală. Deci veniți-vă că eu am venit. Nu m-am schimbat, am mâncat într-adevăr. Și m-am pus să filmez și l-am pus peste hainele de sală. Și problema e că o să mai rămână un câine efectiv pe mine. Un câine. Jubilitul face intermittent fasting. O legenda a sportului. Opa, așa. Autăți. <laughs> mă. Să nu spuneți că e obez, are 10 kg, pentru un pag, este excelent, am ținut deficit caloric, a făcut și sport, l-am alergat o leacă mai tare. Așa, bun. Să tragem niște concluzii. <coughs> uh, fire, ai intrat într-un subiect pe care nu-l stăpânești, cu toții mai facem asta din când în când, dar de această dată te-ai transformat într-unul dintre oamenii care nu stă pe culoarul lui și știi că de fiecare dată când cineva se bagă pe un cular pe care nu-l stăpânește, automat o să spună și niște prostii. Și de această dată ai spus niște prostii, după părerea mea. Nu ești prost, sunt nicio formă nu ești prost, pentru că e normal ca oricine nu este într-un domeniu să mai spună câte o prostie. Dar problema este că ai fost atât de sigur pe aceste informații pe care, informațiile pe care tu le ai sunt efectiv la nivelul mării din punctul ăsta de vedere. Și nu e un lucru rău, din nou, insist, nu ești în acest domeniu. Problema reală este că ai un fanbase, un fanbase foarte, foarte mare, printre care mă număr și eu. Dacă spui niște lucruri cu privire la sănătatea oamenilor, fie că e vorba de sport sau fie că e vorba de nutriție, asigură-te că informația pe care o dai este fondată științific. Nu un studiu pe care l-ai căutat tu pe Google și ai vrut tu să cauți o informație care să-ți confirme într-o oarecare măsură bias -ul. Că știu că nu faci asta în mod normal, dar de această dată ai făcut-o într-o oarecare măsură sau nu știu dacă sigur ai făcut-o. Nu știu la ce studii te referi, poate vom avea o discuție cu privire la acest aspect, dar nu știu caz, în momentul de față. Cert e că sunt sigur că o să-ți asumi ceea ce ai spus și că ai greșit. Um, și da, acest video nu este un hate, este doar o educare, să spunem așa. Sper că ați învățat ceva, sper că o să vă ajute această informație și nu uitați, faceți sport și puneți-vă la punct nutriția dacă vreți să duceți o viață sănătoasă și să fiți fericiți de sigur. Numele meu este Robert Furorea, reprezintă Refkinetics.ro. Adios!